Ștefan I. Voievod Asupra afiliației lui Ștefan I. Voievod există discuție în istoriografia noastră. Potrivit vechilor letopisețe moldovene, el ar fi fost frate cu Petru și Roman. Unii istorici îl consideră însă nepot al acestora doi și îl identifică cu jupânul Stețco, care figurează printre martorii documentelor lui Roman într-unul din aceste documente din 18 noiembrie 1393 se precizează chiar că acest jupân, titlul însuși e o dovadă de situație socială, de un rang înalt, este nepotul de soră al voievodului. În sfârșit, potrivit unui document din 1398, el este fiul lui Roman. În orice caz, un lucru rămâne bine stabilit. El făcea parte din familia mușatinilor și era înrudit de aproape cu domnii anteriori. Letopisețele zise de la Putna și de la Bistrița îi dau șapte ani de domnie. Documentele contemporane micșorează, însă, cu vreun an și jumătate această durată. Într-adevăr, prima mențiune sigură despre Ștefan este din ianuarie 1395, iar ultima din 12 martie 1399. Admințând că Ștefan a luat domnia în a doua jumătate a anului 1394, la 1 iulie el era încă în Polonia, la Kelm, unde se întâlnește cu Vladislav Iagelo, care îi dăruiește o platușă aurită și un coif, și că a pierdut-o în cursul lui 1399, avem, în cazul cel mai bun, aproape 5 ani și jumătate. De fapt, în 1399 se constată că domnea Iuga. Chiar dacă actul acestuia din 28 noiembrie e considerat ca suspect, există un altul, fără precizarea lunii, asupra căruia nu poate încăpea discuție. În concluzie, Ștefan a ocupat tronul Moldovei ceva peste 5 ani de zile. Acest tron l-a dobândit cu ajutorul polonilor. O recunoaște fățiși în actul omagial din 6 ianuarie 1395 și de aceea le este și complet înfeodat. În timp ce predecesorii săi fixau anumite limite pentru ajutorul armat pe care trebuiau să-l dea, în caz de nevoie regelui Poloniei, Ștefan nu pune nicio condiție, el va merge cu astea să împotriva oricărui dușman al statului vecin, la orice distanță. Se specifică precis, ca să nu mai fie nici o îndoială sau putință de interpretare, două puncte citez, împotriva Craiului Ungariei, împotriva voievodului Basarabiei, împotriva turcilor, împotriva tătarilor, împotriva prușilor. Am încheiat citatul. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, se ia și din partea boierilor lui Ștefan, arătați fiecare pe nume, același angajament. Mai mult încă, fapt care arată cât era de precară situația lui Ștefan în momentul semnării actului, boierii lui declară că dacă vreodată voievodul ar gândi sau ar voi să puie la cale ceva în contra regelui Polon și nu ar ceda rugăminților lor, atunci ei să-l părăsească și să lupte chiar împotriva lui pentru lămurirea relațiilor așa de strânse ale lui Ștefan cu Vladislav Iaghielo, trebuie să mai ținem seama însă și de un alt fapt, anume legătura de rudenie ce exista între cei doi monarhi. Ștefan luase în căsătorie pe o rudă a regelui Polon. Așa ne spune lămurit un document din 1416 al Ordinului Cavalerilor Teutoni, Stabiliți în Prusia Orientală și în dușmănie cu Polonii, arătând chiar și motivul pentru care Vladislav dăduse domnului Moldovean pe această rudă a sa, anume ca să-l ajute cu o mare mulțime de arcași, tocmai împotriva zișilor cavaleri. De fapt, așa cum ne spune în actul omagial, ajutorul nu era numai împotriva acestor dușmani, ci a tuturor. Aplecarea așa de vădită a lui Ștefan față de poloni, sprijinul pe care îl dăduseră aceștia la ocuparea tronului, legăturile sale de rudenie cu Vladislav, supără pe regele Ungariei, Sigismund. Conflictul dintre cei doi cumnați continua doar și nu era indiferentă nici uneia dintre ei atitudinea domnului Moldovei. O dependență așa de strânsă față de poloni însemna o amenințare directă pentru unguri, care se puteau vedea în caz de conflict atacați din două părți, și dinspre miază noapte și dinspre răsărit. De aceea Sigismund se hotărește să întreprindă o expediție împotriva lui Ștefan spre al sili să renunțe la atitudinea sa și a-i impune ascultare față de Ungaria. La 3 ianuarie, armata regală, era la Criscior, în secuime. Șpanul secuilor, Ștefan de Canisa, e trimis înainte cu un detașament să forțeze trecerea munților. Au loc cioniri violente, care nu pot însă împiedica înaintarea lui Sigismund. Voievodul Moldovei, prevăzând situația, trimisese din vreme o solie la Vladislav Iaghelo, cerând ajutor. Această solie declară în scris că Ștefan va veni să se închine atunci când va dori Vladislav și că nu mai are nicio pretenție asupra Colomei, Sneatinului și Pocuției, rămânând ca în ce privește Țețina și Mielovul, să se înțeleagă direct cei doi monarhi. De fapt, se lasă impresia că ele vor aparține Moldovei. După acest angajament al soliei, Domnul însuși dă la Suceava în ziua de 6 ianuarie actul său omagial față de Vladislav Iagielo, de soția acestuia Hedviga și de urmașilor, obligându-se a le veni în ajutor împotriva tuturor dușmanilor, fără excepție, așa cum am arătat mai sus. Nu știm dacă, în urma acestui act, Polonii au trimis vreun corp de oaste pentru a sprijini pe voivodul Moldovei contra ungurilor. Faptul e posibil, e probabil chiar, dar nu avem nicio dovadă în sensul acesta. Știm sigur numai că Vladislav i-a dat ca ajutor suma modică de 100 de grivne. La 2 februarie, Sigismund era în fața cetății neamțului, iar la 14 ale aceleiași luni constatăm că se întorsese la Brașov. Cum se explică această repede retragere? Credem că felul următor. Cetatea n-a putut fi cucerită. Frigul, lipsa de provizii, știrea că Ștefan a încheiat acel act cu Polonii, deci presupunerea că îi vor veni ajutoare, au determinat să vede pe Sigismund să ridice asediul și să pornească înapoi în timpul retragerii însă la satul Ghindăuani, în județul Neamț, spre miază zi de cetate, oastea moldovenească atacă puternic pe unguri și îi sfărâmă. Letopisețul de la Putna spune lămurit. Ștefan a bătut pe Jigmund craiul unguresc la Hindău. Iar pe piatra de mormânt de la Rădăuți stă scris de asemenea. Ioan Ștefan cel Bătrân Voievod, care, a bătut pe unguri la Hindau. Această localitate a fost identificată de unii istorici cu Hrlăul. Forma numele însă, și întreaga desfășurare a campaniei par a arăta mai degrabă satul Ghindauan din județul neamț. Certitudine nu există, însă. Cronicile ungurești, după obiceiul lor folos, afirmă că Sigismund ar fi ajuns până în lăuntrul țării și că ar fi silit pe Ștefan să îi se supună și să-i făgăduiască tribut. Este o inexactitate, după cum inexacte vor fi și relațiile izvoarelor ungurești despre lupta de la Baia. Că pierderile armatei lui Sigismund au fost grave rezultă din același act cu data 1416 al cavalerilor Teutoni, în care se afirmă că în acel război au trebuit să se verse valuri multe de sânge creștin. Lupta a fost deșcruntă și pomenirea victoriei asupra ungurilor pe piatra mormântală de la Rădăuți, fapt neobișnuit în inscripțiile funerare moldovenești, pe deplin justificată. Ștefan renuia sub acest raport timpurile lui Bogdan Descălecătorul. Spre sfârșitul domniei, raporturile cu ungurii se pare că se restabiliseră. La 22 mai 1398, găsim la scaunul de judecată al nobililor din Solnocul inferior, în Ardeal, pe un anume Iacob, zis Tot, care se prezintă ca procurator al lui Ștefan Voivod într-un proces al acestuia. În realitate, procura era dată de un boier al lui Ștefan de Ioan, fiul lui Costea. Chiar și așa însă, faptul că un trimis moldovean se putea înfățișa la judecată, dovedește că în momentul acela raporturile dintre Ungaria și Moldova nu mai erau încordate. Că de război încetase. Ca o consecință a obligațiilor față de poloni, Ștefan le dă ajutor împotriva tătarilor, o primă expediție avusese loc în 1398. O a doua s-a produs în anul următor, când polonezii, lituanii și moldovenii se ciogniră cu tătarii la Vorskla în ziua de 12 august. Lupta a fost nenorocită pentru creștini. Armata lor e zdrobită și Ștefan însuși se pare își pierde viața. Au pierit atunci mulți dintre capitani, alții au fost luați în robie. Nu este exclus însă și ca Ștefan să fi murit în scaun, puțin după bătălie. Izvoarele istorice cunoscute azi nu ne îngăduie să fixăm faptul cu precizie. Extrem de interesante sunt încercările repetate care se fac sub domnia lui Ștefan de a se ajunge la o înțelegere între Biserica Moldoveană și Patriarhia din Constantinopol. După biruința împotriva ungurilor, domnul Moldovei trimite pe protopopul Petru la Patriarhie ca să aranjeze aplanarea conflictului. Nu ni s a păstrat scrisorile voievodului, dar cunoaștem răspunsul pe care l-a dat în mai 1395, Patriarhul. Acesta refuză să recunoască pe cei doi episcopi, Iosif și Meletie, care ar fi fost hoți și stricați și prădători. Cere să fie goniți și atunci va fi iertat Norodul și voievodul de afurisenia aruncată asupra lui și binecuvântat. Deocamdată numește pe trimisul Domnului, pe protopopul Petru, ca dichiu patriarhicesc în Moldova. El va lua în primire mitropolia Mauro Vlahiei. Se va asili să scoată pe episcopii mincinoși, parcă am citit scrisoarea papei din 1234 referitoare la pseudo-episcopii români din părțile cumanilor. Și va face toate cele bisericești, în afară de hirotoniri. Aceasta până se vor îndrepta lucrurile sau până se va duce acolo legiuitul metropolit care pleacă la Târnovo. Deci, Ieremia, cel care nu puteze sta în Moldova, în timpul lui Roman. Foarte vehementă, de un limbaj care numai creștinez nu sună, e scrisoarea pe care o trimite patriarhul cu acest prilej prin pretru celor doi episcopi din Moldova. Iată-i cu prinsul. Două puncte citez. Voi episcopilor mincinoși din Rusovlahia, tu Iosife și tu Meletie, să știți că mai de mult v-am scris merenia mea și v-am caterisit și v-am afurisit ca pe niște oameni nedrepti și călcători de lege și care trăiți în afară de Dumnezeieștile și Sfintele Canoane, căci ați răpit biserica pe care n-ați primit-o și o stăpâniți și a zgonit pe Metropolitul cel binecuvântat de mine, care o avea. Și aud că sunteți și bătrâni și nu tremurați oare de moarte, ci voiți să mergeți și să fiți pedepsiți de acea pedeapsă fără de sfârșit, care nu se împlinește niciodată? Ci aici a venit și protopopul de la voi, cel într Duhul Sfânt, iubit fiul al smereniei noastre, chiar Petru, și m-a rugat mult să vă iert și nu l-am ascultat. Ci i-am spus că pe oamenii nedrept și călcători de lege nu ne lasă nici canonele noastre să iertăm. Oamenii aceia sunteți doar voi și foarte nerușinați pentru că de când v-a furisit Metropolitul vostru, tot liturghisiți. Și de n mai avea alcusuri, și acesta singur ajunge să vă facă mult rău. Pentru aceasta vă scriu vouă că am dat biserica mea, aceea protopopului, ca să facă aceea ce zic canoanele mele, căci e om cu minte, cu creștere și bun și l-am primit. Iar vă vă scriu iarăși că de nu veți fugi din biserica aceea, vă am drept caterisiți și afurisiți ca niște călcători de legi și oameni răi și hoți și curvari și prădători. Și dacă voiți să găsiți mântuirea voastră, veniți aici să fiți judecați canonic de Sinodul cel Mare pentru câte le-ați greșit ca să nu vă pierdeți sufletul. Deci, nu e alt lucru în care să vă poată folosi sufletului decât să veniți aici. Am încheiat citatul. Nici domnul însă, nici cei doi episcopi moldoveni nu s-au tulburat de fulgerele patriarhicești. Iosif și Meletie au continuat să păstorească. Petru, se vede, n-a putut face nimic, deoarece în septembrie 1395 se produce o nouă încercare de aplanare a conflictului, de data aceasta, fapt semnificativ, din partea patriarhului, nu a domnului Moldovei. Este trimis acum mitropolitul de Mitilene, căruia ei se recomandă să nu facă nimic în prevința episcopilor de acolo, dar în ce privește poporul, Îți dăm dezlegare, spune patriarhul, să faci cum vei găsi rosturile lor. O primă concesie așadar. Se autoriza, într-o formă acoperită, să se ridice afurisenia aruncată asupra norodului. O a treia încercare are loc în ianuarie 1397. Tot în timpul lui Ștefan, prin urmare, și iarăși din partea Patriarhiei, trimițându-se Arhiepiscopul Mihail al Betleemului. Acesta cunoaște obiceiurile țării Moldovei, chiar și limba, sub înțeles cea oficială, slavă, și este cunoscut și prieten nu numai cu domnii de acolo, dar și cu celălalt popor în Se recomandă și lui să gunească pe cei doi episcopi și să facă toate slujbele și lucrurile bisericești necesare. Aceste repetate misiuni sunt foarte explicabile. Patriarhia avea interes ca să stabilească relații de așa natură încât să însemne o recunoaștere a autorității ei. Evident și voievodul Moldovei dorea să existe raporturi normale. El nu putea însă admite înlăturarea lui Iosif, care era o rudă a sa și pământean, în folosul unui străin. De aceea, conflictul a durat. A trebuit să moară patriarhul din Constantinopol și să vină unul nou în locul lui. A trebuit, de asemenea, ca pe tronul Moldovei să ajungă Alexandru cel Bun pentru ca să se poată realiza acordul. Împrejurările în care și-a isprăvit Stefan domnia nu sunt bine cunoscute. Se pare după cum am mai spus, că el a căzut pe câmpul de luptă de la Vorskla. A fost îngropat la rădăuți. Piatra lui de mormânt, pusă de Ștefan cel Mare, poartă următoarea inscripție. Două puncte, citez: Blagocestivul și de Hristos iubitorul Io, Ștefan Voievod, domnul țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a împodobit acest mormânt strămoșului său, Ioan Ștefan cel Bătrân care a bătut pe unguri la Hindau în anul 1480, luna mai 20. Am chiar citat -o.